Salutare, Re, și bine v-am găsit cu un nou episod din 5M. Am vrut să zic Eurotrack. Mi-a rămas să înțeleg ce chestia asta cu Eurotrack-ul. Bine v-am găsit încă o dată, zic, bine v-am găsit cu un nou episod de pe serverul FootPlayT de 5M. Și cum ziceam, ăsta este episodul de final de an. Adică pe data de 31, ora 8 dimineața va apărea acest episod. Eu îl filmez pe data de 30, adică mâine dimineața la ora 8 va apărea episodul. Cel de pe 24 a fost de aia. 10.000 de lei parcă. A fost dimineață la 8, pe data de 24. Sper că v-a plăcut, a ieșit și el la ceva ok. V-am spus anumită chestie pe acolo, că am o listă cu ceea ce vreau să fac pe anul viitor până în de ziua mea. Ar fi de preferat să fie treabă până de ziua mea pe data de 30. Până pe data de 23 martie. Iarăși lista aia vă voi spune acest episod, dar înainte de a vă mulțumi încă o dată tuturor pentru susținere, cât și pe YouTube și pe parte de TikTok. Chiar dacă pe YouTube nu s-a făcut cei 600 de abonați, nu contează. Avem 365 de zile la dispoziție să facem 1000 de abonați, nu 600 de abonați. Am încredere în voi. Dacă totul merge cum trebuie și cum am plănuit, de data asta până de ziua mea, după ziua mea o să iasă bombă cu tot ce am de făcut. Dar încă o dată vă zic un an nou fericit tuturor, vă urez. Vă mulțumesc tuturor care ați fost cât de cât aproape de aici de mine și mă susțineți în continuare și m-a susținut în continuare și mă veți susține în continuare. Noi o să ne auzim probabil cu un live ori pe TikTok, ori pe YouTube, depinde acum, ori cu Eurotrack, ori cu 5M, ca treaba să fie treabă, să vă pot mulțumi și acolo, dar cred că mai degrabă o să fie mai departe, cred că cu Eurotrack, ca să pot să termin eventul de Crăciun. Și ce să zic, hai să începem cu lista, pentru că nu vreau să țin nici mult de acest episod, pentru că o să vreau să postez și partea de poze, o să vreau să postez pe Instagram cât și pe Facebook, că cum am postat și poza de Crăciun. O să vreau să postez așa o poză dintr-un joc. Vedem acum care ori de aici, ori de pe Eurotrack, ori dacă nu ambele, pe partea de YouTube, cât și pe partea de Facebook și de Instagram. De la anul încolo îmi propun să devin un pic mai activ pe partea de Instagram și Facebook, așa că nu uitați să dați un follow pe ambele rețele, aveți link-urile necesare în descriere. Iarăși, ce să zic, până atunci să mă duc și eu la mașină, să nu se ștergă mașina, că în 2 minute se șterge mașina și e ceva de mers până la mașinuță. Așa, ce să zic, după care mă reîntorc înapoi la râme, uitați-vă chat cum mă prinde și pe mine sfârșitul de an, dacă episodul de Crăciun a fost cu pe baltă petrecut, sfârșitul de an prinde pe la momeală, pe la râme, ca să pot duce înapoi pe baltă și să pescuiesc în continuare să-mi fac bani, că până la urmă am nevoie de bani, am niște planuri legate de server cu banii, cu dănuți, cu Rareș, cu Benny aka Alpha Toxic și cu Cafeluță aka Alexandru Gabriel. Iarăși avem nevoie de o grămadă de bani pentru a face chestia aia, ce planuri avem. Ce să zic, cam asta e planul, lista vă voi spune în curând și după care vom închide episodul. Da frate, că e de bine, că
Eu așa? Bun. Hai deodată, mă. Să șterg, să vă și voi câte mașini sunt aici și ATV-uri și de toate. De toate, am primit și mail și de toate, bun. Cam asta e treaba, băieți și fete, gata, să ajutez mașinile, putem pleca înapoi pe partea de râme. Bun, ideea e cu, până ajungem la râme, ideea e cu chestia asta cu mașinile, că ați mai văzut probabil și pe episodul de Crăciun. Ideea e că să nu se știrgă odată la o oră ca să nu se aglomereze serverul, ca să mergă fluid cum trebuie serverul. Bun. What the fuck, unde dracu-s râmele? Mâncam mi-ați prâma. Aia că ne-am dus toți în pură cu liftul. Adevărat. Aia că am nimerit. Ei, cu liftul pe partea aialaltă. Da, am nimerit-o dacă e. Bun. Veri care vinde o râme, m-am plictisit. Am vinde o râme, frate. Cu cât veri. Bun, am zis ia uite băiatul meu Costă, zice, mânca aici gurița lui, că te-am stricat pe aici de două ore. Am zis că vă spun... Vă spun, vreau să cumpăr, da. Vă spun lista cu ce am în plan ca să-mi iau, ca să fie mai ok pe partea de live-uri, ca să-mi permită să fac live-uri și pe partea de TikTok și pe YouTube în același timp. Am nevoie așa. Pentru și primul, în primul și primul rând am nevoie de un birou mai mare. Și am să vă și spun de ce. Ca să pot să-mi cumpăr un al doilea monitor de 144 și pe ăsta să trec secu, dar da. Reamă acum că e de 75 de Hz care l-am eu acum. Pe ăsta o să-l trec secundar, ăla va fi principal de 144. Am nevoie de un scaun nou pentru că ăsta deja e vechi și scârție și se decojește tot, toată pielea de pe el și așa mai departe. Nu e problemă că o să-i rămână la frate meu. După care o să am nevoie de un webcam, un Logitech G920. Mi se pare că este modelul, o să-l aveți, oricum îl aveți titlul trecut în go-ul de pe live-ul de pe YouTube. După care o să am nevoie de placă video de am pus ochii pe un 3060. Și după aia o să mai văd eu ce mai am nevoie, dar în principiu cam asta este lista și cu această listă sper să termin până pe 23 martie de ziua mea, ca după aia până în august, pe data de 14 august, anul viitor, bineînțeles. Să pun banii de o parte ca să pot să plec și eu ca tot omul, concediu cu prieteni, cu cum am fost și în acest an o săptămână de zile. Bun. Dacă toate planurile îmi reușesc și totul merge cum vreau eu și se îndeplinesc astea, voi deveni și mai activ pe partea de live-uri și episoade. Vreau să zic încă o chestie și după asta închidem episodul. Vreau să zic că da, îmi pare rău și îmi cer scuze față de voi și de promisiunea pe care v-am făcut-o. Adică cu partea de 1-31 decembrie că va fi câte un episod postat. Din păcate nu am putut să mă țin de treabă pentru că au fost probleme pe care prefer să nu le spun, că sunt probleme personale și nu vreau să implic viața personală în partea de online. Dar data viitoare o să facem cumva să fie bine. 2295, m-auzi? Așa că totul va fi... Sper... Cât era licența aia de... 91016, m-auzi? Sper că va fi ok. Da, da. Da, 30.000 e licența. Bun. 9971, m-auzi? Ce naiba? Au venit băieții la control ca să nu se stea FK și... Da, frate, o să vă zic după... Bun. Nu, am înțeles. 64861, să văd dacă nu. Bun.
Cam asta e treaba cu ce vreau eu să fac la anul, așa că încă o dată vă spun, stai să treacă băiatul și vă zic, să treacă băiatul din staff, că nu știu ce e. 5-5-2-6-1, că m-auzi? Mă, cine vorbește? Zica, da. Salut! Scuze, vorbeam la telefon, dacă vorbeai cu mine, nu știu. Da, e ok. Da, e helper băiatul. 5-5-9-5-6, da, m-auzi? Da, da. Mă, cu tine am îmbătrânit aici. Da, și-a plecat. Pentru că la mine nu vine, că știe, mă știe, urcaia și gura lui, așa, în fine. Cum ziceam, ideea e că acum, pe sfârșitul episodului, vreau să vă spun un sincer la mulți ani, vă mulțumesc încă o dată tuturor, vreau să vă urez o sărbători fericite, vreau să vă urez un an nou fericit, sperăm să ne vedem la anul în forță, exact cu toate lucrurile care sunt trecute pe acea listă și v-am spus-o din aur să se îndeplinească și până atunci eu nu uitați că am fost Cătă. Ne auzim în probabil un ultim live de pe acest an în vreo câteva ore. Ca să vă pot mulțumi, exact cum v-am zis la început, nu știu cu ce va fi, Eurotrack sau cu 5M, vedem. Dar vă asigur că va fi și un ultim live și până atunci noi ne auzim. Nu uitați să dați un subscribe, un like, un share, să apriți clopoțelul ăla și să fiți notificați de fiecare dată când voi posta câte un episod. Să vă face live. Nu uitați de asemenea să dați un subscribe și un follow pe Facebook și Instagram, pentru că acolo voi încerca de la anul să fiu și mult mai activ ca și acum. Și noi ne auzim probabil la ultimul live de pe acest an. Dacă nu ne auzim, ne auzim cu siguranță pe live-uri și pe episod de la anul. Până atunci, eu v-am salutat al vostru Cătă și noi ne auzim când nu se știe. Până atunci, v-am pupat, mersi încă o dată de susținere și ne auzim. Hai să nu mă alungesc că deja o prea lungim și nu e prea ok. Bun, bye bye!